Acum Cristina, voi număra de la 1 la 3, iar tu te conectezi și cauți, deci cauți și te conectezi telepatic cu partea subliminală a lui Alo, Ion. nu. Da. Punctele sunt acelea standard de curățare, iar nu pot participa. Mama ne-a cerut sesiunea, avem acordul lui Ionuț, avem acord de publicare. Mama ne-a cerut sesiunea și nu poate participa, da? Niciun Da. număr. Deci îl văd pe Ionuț. Nu, m-am conectat Bine, deja. bine, bine, am înțeles. Așa, dar îl văd în fața mea, asemănător ca în viața asta. Da. Poate puțin mai stilizat, mai subțirate că de. Na, asta este Corpul energetic. astral, corpul energetic, da. Nu de multe ori corpul energetic, să știi că respectă forma corpului fizic. Așa. Dar este o înfățișare, dar este la o vârstă mai matură, asta vreau să adaug. Adică este undeva la 30 de ani, să spunem, este bărbat închegat, format deja. Deci s-a proiectat pe sine în visul lui de viitor, cum ar veni, Da. da? Îl văd tot desenând ceva pe o tablă mare, da? Parcă este într-o sală de curs și sunt acele table de scris duble care culisează una spatele celuilalt și tot scrie niște formule acolo și iarăși șterge ca și cum iar ieși Ieși. o ecuație, un rezultat pe care vrea să-l rezolve, da? Deci deja, cum să spun, a acționat în asta, deci l-am văzut stând în fața mea cam la vârsta de 30 de ani, apoi este într-un halat alb, când se întoarce cu fața, nu mai este la fel cum era. Vagă, deci are un halat de ăsta care are o chestie la spate, ca un cordon, știi? Și cu mâna stângă scrie și cu dreapta șterge sau o încolăcește în jurul cordonului la spate. O bagă mâna așa și o încolăcește. Da. Deci s-a întors și nu mai e aceeași. Da. Cum e acum? Acum este mai în vârstă și este subțiratic, are un păr drept, așa, și o barbă ascuțită. Are în jur de 45-50 de ani, aici are fire de părsure, știi? Așa și se numește Petec, dar nu cu C, cu Da. capa Petec și este polonez, este profesor. Așa. Dacă ne uităm în jur la sala de clasă, acum a apărut cum trebuie, cum ar veni și are elevi înăuntru. Este plină de elevi. Da. Sau studenți, că sunt mai mari, așa, sunt mai adolescenți, cum ar veni și nu sunt disciplinați. Râd în spatele lui și aruncă avioane de hârtie sau mototoale de hârtie. Și el le aude căzând și se supără. Nu se mai poate concentra, știi? Îi se rupe tabla, îi se rupe, scuze, creta pe tablă. Și când se întoarce este roșu la față de furie și este schimbat, transfigurat. Deci acolo înăuntru nu mai este esența, ci este altceva, o entitate care schimbă total fizionomia, da? Și scoate, de fapt, din astral se aude ca un fel de răget paralizant. Știi, scoate pe gură acea entitate prin el, prin corpul lui. Din fizic se aude încetați, știi? Și toți copiii aceia, deci, se înspăimântă de. Cum să spune, e atâta virulență în strigătul lui încât stau nemișcați, știi? Pare că nu prea este luat în serios ca și profesor, dar este profesor de liceu. Nu este, nu sunt studenți, sunt elevi de liceu. Pentru că acum am văzut că au niște uniforme bej cu un fel de
ceva pe mână, da. Emblemă rotundă într-un chenar rotund, știi, plisat din mătase, deci de culoare neagră și înăuntru este roșu și scrie numele fiecăruia și are un semn. Pare a fi ca un liceu mai particular. Anii sunt la începutul secolului acesta, deci este cu... Nu Anii este în... 2000. Nu este în viața precedentă și Ah, mai deci la înainte. începutul secolului 90, Da. 20, Da. Do 1900 și. da, da. Da? Da. Este anul 1933. Și spun asta pentru că nu sunt decât două fete. Restul sunt băieți, încă nu sunt drepturi egale. Da. Știi, de studiu. Și este cu două vieți înainte. Deci el, răstimpul ăsta, a mai avut încă două O vieți, da? carnare, da. Da. Așa. De ce ne arată partea subliminală, ne prezintă această viață? Ce vrea să ne spună? Vezi că sunt amintiri pe care la încarnarea asta le-a primit și le-au lăsat deschise, da? Și le-au Da. lăsat deschise în sensul că energiile nebenefice, Da. emoțiile care provin de acolo acționează și în ziua de azi. Cum ar veni că nu se obosește prea mult, știi, să-și facă un plan bine stabilit de viață, pentru că în acea viață s-a sacrificat, deci a studiat foarte greu, a ajuns, știi? A făcut parte dintr-o familie monoparentală. Da. Deci, mai cu mamă și s-a sacrificat să ajungă și până la urmă, din cauza faptului că făcea economii drastice și îmbrăcămintea lui era sărăcăcioasă, știi? Întemeiindu-și o familie și având deja o fică în acea existență, deci făcea, cum să spun, calcule pentru ceea ce cheltuia ca să rămână bani de studii, să facă fata o școală, știi? Drămuia, a drămuit Drămuia totul. și tot timpul este un liceu destul de vază, înțelegi? Unde merg copiii oamenilor înstăriți, cred că este un liceu particular, da? Și este unul dintre primele licee mixte. Da. Era să zic, înainte o fi de ăsta religios, dar n-avea cum, niciun caz mixt Nu. acolo. Da. Și deci îmbrăcămintea lui este, cum să spun, un motiv de batjocură și de critică, Da. știi? Adică, na, și asta este. Deci este, spune că, deși a învățat și, cum să spun, avea un creier strălucit spre algebră. Așa, deci, N-a făcut na. nimic, n-a realizat nimic. A În realizat că a ajuns profesor stat, în acel liceu, dar n-a avut nu mulțumire, a avut mulțumire, nu n-a i-a fost ajutat în viața aceea. respectat, da? N-a fost respectat, da. Și ceilalți colegi al lui de muncă de acolo, deci care provin din medii mai bogate și au o putere, să spunem, economică, participă împreună cu elevii la această bază generală. Adică nu este prea bine tolerat în mijlocul lor. Este, mă scuz, ca un ghim pe fund, știi? Da. Deci a avut, de acolo a ieșit din viața asta destul de, cum să spun, dezamăgit. S-a sinucis în acea viață. Oh. Deci s-a spânzurat. Da, n-a putut să duc. Nu, și a ieșit sufletul tot prin... Bine că a ieșit smuls, așa, știi, dar mai mult prin chakra bazală, da? Ieșit prin chakra bazală sufletul, deci partea cea amprentă energetică joasă, da? Da. Este încarnat în femeie. Da. Așa. Imediat încarnat, parcă trece dintr-o viață și intră În alt. în așa, dar nu este judecat sau așa,
Deci dus direct cum ar veni, da? Da. Nici nu are timp să se dezmeticească. Da. Și se încarnează într-o femeie. Da. Tot tendințe spre lumea slavă au loc. Așa, pentru că de data asta este în Bulgaria. Și apoi România, vezi? Deci Da, în da, da, arealul în ăsta... arealul ăsta, de aici. Da, da, da. Aici trebuie să vedem ce entitate conduce programul ăsta, nu? O să Da. vedem. Oricum are, deci în sfera energetică se vede clar o ființă de tip reptiloid Da. care ține în mână sfăricelele, să spunem, unei plase în care trunchiul lui este băgat cu tot cu cap. Deci ies numai membrele afară, ca o mânecă scurtă, și picioarele ca niște pantaloni scurți. În rest, tot corpul este în această plasă energetică. Are ochiuri romboidale, dar mai ascuțite, ca și cum e tras de ea, știi? În sus și în jos, așa. Din viața trecută, Cristina, a ieșit tot repejor, adică a ieșit repejor? Nu chiar repejor, Nu nu chiar așa. repejor, repejor, Da, da? da. N-a fost foarte lungă, înțeleg, da? Nu, nu, n-a fost foarte lungă. În viața trecută, deci a murit de un cancer la organele genitale. Deși operată, a dat metastază și a decedat, da? Și toată viața trecută s-a chinuit să facă copii. A făcut tratamente naturiste, n-a fost fertilă. Și și-a dorit cu ardoare, da? Da, copii. Da. Și vezi ironia carnea sorții ca să moară tocmai de afecțiune acolo când ea practic na. Nici n-a în Nici schimb nu a folosit, adică în procreație, da, acest aparat. Da. După ce a plecat de aici, a trecut la pe la vreun consiliu? Nu. Vine de nou în viața asta, da? Este altfel de karma aici, deci este o karma de 5-8-3-5-8-3. Adică face 5 vieți la rând fără consiliu, da? Se trage o linie, face alte 8 sub guvernare alte entități, cum ar veni, se schimbă entitatea principală, dar cele secundare rămân. Așa, se trage iarăși linie și iarăși 3 vieți la rând, da? El actualmente, ea, partea subliminală, este în karma lui 3, da? Acum e Deci în a 3. avut înainte 8-ul și mai înainte 3-ul, da? Și ar mai urma încă o Da. viață fără... Nu, deci este deja la a treia viață din ciclul lui 3, deci Da, e a urmează, treia asta, e ultima. da, Urmează urmează 5. 5-ul și 8-ul, da, după aia. Iarăși și tot așa. La nesfârșit. Ok. Hai să vedem. Entitatea principală este reptila în karma asta de 3? Aici, da. Așa. Este reptilianul, da? Reptilianul care stă în fond, ține comanda acestui corp cum ar veni și dă acorduri și permisiuni altor două entități. Reptilianul dă. Da. Una din acorduri cu dublu efect este cu un lux, Da. Așa care stă încolăcit la spate, parcă lipit pe din afară, nu pe dinăuntru, în minte, în creierul energetic. Și o altă ființă este un fel de mireasă văluroasă. Ești ghicitoarea mea ce e? Mă. Da? Mă întinde, da. Da. Da, așa arată, deci Văluroasă. da, arată ca o cucoană plină de văluri. Puh. Așa. De ce puh? Când aud de ele, îmi sunt cele mai... Așa.
că tu Atunci, sunt Cristina, ecologist. ecologiste și stetoscoape. Asta e mireasă. Pe unde va avea? Pe unde o ține stetoscop? Hai că vedem noi. Așa. Ei, eu îi zic mireasă, dar nu-i Da, mireasă da, da. propriu Am zis. înțeles, am înțeles. Da. Așa, deci, Cristina, suntem cu trei entități. Da. Ca și emoții, cum se prezintă corpul? Înțeleg furie, care a Da. fost deschisă, Furie, lăsată de acolo. vinovăție, frici, frica de inadaptabilitate la o viață socială normală, de a realiza ceva, dar sentimentul de zădărnicie blocat aici, ca oglindă într-o plexul solar, deznădăjduire, dezamăgire și toată gama lor, acoperite totuși de caracterul social relativ vesel pe care îl are în această viață, da? Adică, da, el produce, știi, veselie, fericire, iubire și toate astea, dar se face, să spunem, o medie, da? Se amestecă și se duc acolo unde Unde vrea trebuie. reptilia. Da. Avem de asemenea două clone fizice, așa, și un număr de 6-7 clone eterice. Să știi că patru dintre clonele eterice, deci sunt sub formă de mantide, da? Deci sunt exact ca niște mantide, dar sunt gelatinoase, da? Și acolo, în mijloc, ele practic sunt dirijate să lucreze, să se ducă în locuri în care stăpânii mantizi, știi, nu se pot înfățișa, nu pot ajunge, pentru că energia din mantida valoroasă, cum ar fi energetică, așa ajunge un pic mai sus, datorită bucății de suflet care o îi dă viață. Da. Așa. Și atunci ele se agață, știi cum ar veni. Acolo în acele clone sunt aspecte mantide și aspecte terestre, omenești, dubluri, cum ar veni. Mă refer la ca și spirit, da? Ca Ca și spirit, așa. da. Plus energie vie de la suflet, prană, care susține aceste corpuri să poată face acțiuni, să existe practic, să fie viabile, da? Implanturi, Cristina? Stai că nu ți-am spus de clone, ți-am spus că Nu sunt mi-ai spus. 7, dar ți-am spus Da. că patru sunt mantide, da? Da. Unul este mic, 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 mormoloc, așa, Da. o formă indecisă, 5. Două mai sunt. Da, percep ADN reptilian aici înăuntru. Ceva se întâmplă că ea este cumva conservată în forma asta. Nu merge mai departe să crească așa. Și alte două clone energetice sunt doi reptilici, așa, cam cum ar fi niște copii de 12 ani care dorm. Așa. O clonă fizică este în Amsterdam, așa, este dealer de droguri, așa, are aceeași vârstă cu tânărul nostru și seamănă destul de bine cu el, pe o variantă mai blondină și cu ochii deschiși la culoare, are caracteristicile să se piardă în mulțime acolo. Da. A doua clonă. Îl cheamă Apost. Harsung. Harsung. Da, cu doi de A. Așa. Așa. Iar cealaltă clonă este un tânăr la fel cumva de vârstă. Așa, la fel la înfățișare, o nuanță mai închisă, mai brunet și cu ochii mai închiși la culoare, și este bodyguard în Elveția. Deci este un fel de palat de sticlă, o locuință în munți, a cuiva bogat, da?
sunt înarmați până în dinți, se învârt în jurul casei, poartă ochelari din acea cameră de luat vedere, întunecat, Oh. știi? Și deci Deci cu ăsta proprietarul e microfon la gât, se pare că personalitate. este personalitate politică. Este un fel de cancelar. Așa. Nu musai să fie din țara asta. Palatul este în țara asta. Da, Este da, proprietate. Se ajunge foarte greu. Mai Cu elicopterul. Da, cu elicopterul se ajunge aici. Că aici cred că e interesant de văzut pe acolo ce mișcări sunt. Dar nu fac obiectul sesiunii Deci noastre. există și un mic aerodrom, așa, pentru cultura noastră generală. Și acum, la ora asta, când noi suntem în sesiune, Agons se numește aici, dar e nume de cont, știi? Nu e nume real cum ar veni. A crescut într-un fel de cazemată, clonasă, special pregătit pentru astfel de forțe de ordine. Ei n-au sentimente, au un sânge rece, îți dai seama că împușcă și omoară pe oricine ajunge aici. Deci are loc o întrevedere, da? Sunt patru vârfuri din patru țări aici, în afară de el. Deci Deci o ședință, da? au o ședință despre libera circulație în zonă, în țările astea germanoase. Da. De împrejur, deci închid și deschid niște drumuri și pun niște limitări. Deci este vorba de Elveția, este vorba și de Belgia ca țară, așa are un reprezentant, Franța are reprezentant aici, Germania, bineînțeles, și Olanda. Ei, la rândul lor, pe zone zonal, vor duce planul mai jos, se vor restabili, da? Deci eu văd o reorientare economică a Olandei. Nu știu, așa mi-a părut că teama vine, nu mă mai bagă s-o Da, grămadă de entități acolo. Deja am văzut capul aici. Da, da, ești, Chris. Am ieșit, am închis portalurile, amprente energetice nu las. Și am văzut ce face clona. Doi. Da. Fizic. Acum, deci suntem cu partea subliminală, Cristina. Aș vrea ca partea subliminală să ne spună dacă avea bănuiel ceva, că ceva nu merge bine sau lucruri care... Cum se simțea cu tot acest tablou? Cum se simte în tot acest tablou și s-a simțit? Să știi că persoana fizică joacă jocuri pe calculator. Deci văd clar, deci reptilianul de acolo controlează prin intermediul online. O parte. O parte acolo ține sforile, știi? Dar ține și din viu, cum ar veni, în planul energetic, în afara jocului, da. Bănuiel, nu poate ceva flash-uri, poate ceva vise, poate amintirea aceea din copilărie cu acele umbre care îl urmăreau și vroiau să se pună peste el, practic erau imaginile holografice, energetice ale entităților și care amantide și a tovărășii în care se afla. Câteodată îi aduceau clonele eterice aproape și deci el se ia partea subliminală, se vedea pe ea proiectată în mai multe planuri energetice și nu înțelegea de ce. Adică ea credea că practic și unii cred, spune așa, până în ziua de azi, că noi trăim simultan mai multe vieți, da? Dacă este să luăm după fizica cuantică, da, le trăim pe toate acum în punctul ăsta. Da, așa este.
Dar. dar nu în modul cum își închipuie ei. Adică partea subliminală spune că este complet eronată acea chestie că, deci, eu 80% să spunem, dau și un procent, trăiesc acum în prezent de unde am venit și facem sesiunea și o altă fațetă a mea trăiește într-un nivel energetic al terei unde este, știu eu, altceva și o altă altceva de ce în sus. Nu. O altă teră. Deci sunt pe orizontală, nu pe verticală experiențele. Pe verticală sunt, dar nu o verticală care urmează densitățile, sunt când ei te aruncă de pe o linie pe alta și treci fragmente, da? În momentul când ajungi să te identifici cu fragmentul, ți-ai pierdut cu mult teren din a înțelege ceea ce ești. Da. Partea subliminală. Deci, Cristina, hai să trecem la acțiune, în sensul că să curățăm, să-și identifice emoțiile astea de joasă frecvență, să ajutăm un pic partea subliminală, nu? Să înțeleagă mai Dacă bine. vrem să ajutăm partea subliminală, trebuie să începem prin a izola reptilianul și mantida și luxul, da, Atunci să taie în legăturile. față, să taie legăturile cu el, să scoată în față și să spună să scoată în primul rând acea plasă blocantă. Deci nu se văd foarte bine implanturile dacă există energiile, dispunerea emoțiilor în corp emoțional, Nimic. ceea ce este în corpul nu se vede cu Da. claritate. M-am uitat prin față, prin părți, prin spate, m-am învârtit ca în jurul unei, știi, când vrei să cumperi ceva Da. și te uiți pe toate părțile, știi, Da. analizezi. În fine. Da, i-a impus reptilianului să scoată acea plasă, deși pare a fi foarte iritat și flegmatic și spune că de fapt, deci tu te afli în situația asta pentru că tu ai vrut-o, așa, și spune când mi-ai cerut ajutorul, nu erai așa de sigur pe tine și de hotărât. Așa. Mantida, deci s-a despodobit de când am ironizat-o, anulez. Așa, deci se arată ca mantid, cum este și spre bucuria ta, deci Are are hala, stetoscop. nu, are hala de doctor. Așa, și gentuță. Nu, genuță nu are pentru că, practic, gura portalului unde stă este un laborator. Se vede în spate cu tot arsenalul, cu retorte, cu epruvete, instrumentar, ceva mă duce la gândul la ceva chimic sau genetic sau ceva care se face, se nepuvetă. Oricum să treacă în față, Cristina. Da, trecut. Și a mai rămas Și a rămas luxulețul, băiețelul. Ce este? luxul care, da, este un copilaș Copilaș. grăsuț, așa, bucălat, Bucălar. luminos, care, cum să spun, știi, când, din filmele pentru copii, când zboară acele zâne, așa face și el, știi? Așa. Să-i spună Dar partea subliminală că gata cu zborul, aterizează în față. ochii lui sunt niște hăuri ca cea mai adâncă noapte cosmică care poate exista, gaură neagră, înțelegi? Deci ochii arată exact apartenența lui, da? Deci a văzut și partea subliminală care îl ținea ca pe un sine divin, îngeraș, așa ceva, știi, în brațe cum ar veni, da? Pentru că era vocea care îl sfătuia, știi? Parcă luam brațe așa și liniștea eventual și bătea pe spate, da? Și spunea, tu dormi că trăiesc eu în locul tău, că uite, viața este grea, lasă că iau eu decizii, nu te obosi tu. Și ceva de genul ăsta, că apoi când lucrurile și-au prost, se spună, uite că ești prost, uite că n-ai acționat cum trebuie, uite, deci Dr. Jekyll, Mr. Hyde, ca de obicei, știi? Plus influențele de la reptilianul căruia nu-i displăceau deloc acțiunile, da? Iar Mantida în sine profita de toate, știi? Da.
Adică și Că de ea color. deja Da. acum și intrase în rol, da, de Da. câțiva ani. Deci îi face cum ar veni și reptilianului servicii, da? Iar se folosesc de lux pentru că este un fel de condiție de a veni în zona asta, știi? Să ai un lux cadou, știi, în dotare. De asta la Intră la ținută nu pachet. bazin, intră la pachet cu dotare, știi? Un fel Da. de bonus, știi? Un Da. bonus care nu se poate anihila ușor, știi? Da. I-a pus în față pe ăștia. A tăiat legăturile cu ei, Cristina. Da. Ce ne Acum apare acum în sfera începe energetică? să-și smulgă acele emoții pe care le-am citit mai devreme, știi? Își dă seama că practic toate aceste emoții n-au nicio legătură cu viața lui fizică actuală, practic și starea actuală. Că toate sunt ca niște, cum să spun, răni supurând de nevindecate din alte părți, da? Da. Că orice zgârietură, să spunem, din viața socială, făcută cu sufletul social de pe această viață, devenea o rană supurândă, conectând energiile, deci faptele petrecute din alte vieți, ceea ce venea din alte vieți sau altora, sau ce încercau să-i însufle ca să stea într-o stare de joasă vibrație. Orice avea 180 la început vibrația, foarte, foarte slabă, știi? Da. Așa. Și grad de conștientizare? E, acum că, Ah, să bine, ți-a spunem, venit asta. deci, acum când lucrăm cu partea subliminală și vede măștile căzând una după alta, deci a crescut la 27. Era mult mai mic, da, atunci, la început. Nu, să știi că poate 90% a crescut. Ok. A Deci, scos asta. să, da, să stabilim. Deci, partea asta subliminală nu este o parte subliminală din acelea care știe că trăiește, dar nu știe de ce, Da, da. nu știe că a mai trăit sau nu, pentru că avea deja amintiri din alte vieți, Da, da? da. Înțelegea că o parte din entități erau entități, da? Înțelegea că unele îl frânează, pe măsură ce am eliminat astea, înțelege imediat și gradul lui de conștientizare a ei, pardon, a părții subliminale, deci urcă continuu. Da, da, Deci da. reacțiile rapide pe care le are în funcție de ceea ce noi lucrăm aici dovedesc că stă bine Este cu o, da, conștientizarea, da? este o parte subliminală Și conștientă. partea fizică, eu cred că este. Nu este prea legată de programe religioase, de chestii de genul ăsta, da? Deci vrea să îndepărteze luxul, Da. pentru că a citit cum ar veni, eu ofer și un pachet, atât cât poate pe bucățele cum ar veni, știi? Ca să înțeleagă acțiunile care le vom face. Și a înțeles din acel pachet informațional că acest lux este numai pe o viață, da? Deci a învățat, a conștientizat. Și atunci spune ca să nu fie atâta aglomerație aici, haideți să dăm luxul deoparte, da? Să dea contractul luxul. Da, și spune că vrea toate contractele cu toți luxii de pe de cât a trăit în Pe bazinul linia ăsta. aceasta temporală. Da. Și ce zice luxul, luxul de aici? Mai sunt încă 18 contracte de lux pe toată linia lui temporal. Deci a avut de-a face de 18 ori cu luxul, da? Ha. Așa. Și n-a reușit prea mult. Da. Așa. Bun. A dat toate contractele? Da. 18 le-a verificat? Și le-a Spune ars. că ființele în sine nu mai pot să vină pentru că nu mai au acces, n-au acces decât o dată. A doua oară, partea subliminală recunoaște dacă e aceeași ființă și îl bubuie. Nu că nu De mai pot asta ajunge, dar de nu asta veneau fac. ei decât o Dar dată, o bineînțeles, viață. da. Așa. Adică este ca și cum este un fel de cod genetic la gene, înțelegi? Marea majoritate, 99,99% sunt identice, da? Dar 1% știi, diferă. Da.
Dar poate trece cu ușurință unul drept altul, e așa și la lux și semnătura lor energetică, da? E pentru acel 1%, să-i spunem, că n-am măsurat exact, așa, deci corpul se lasă cum ar veni iarăși înșela, știi? Bun. Ți-ai deschide un portal, Cristina, Lulux? Da, l-a expediat deja. Așa. Ca pe o cometă, așa a plecat. Da. Plasa energetică aparține lui reptilian, înțeleg, am înțeles, da? Cu cine începem acum? De cine ne ocupăm? Ce este partea Deci, subliminală? ei au contracte și împreună și separat, cum ar veni. Mantida. Da, pentru că este, știi tu, 583. Da. Da. Așa. Deci cu cine începem? Chemăm discuția cu reptilica? Da. Așa. Reptilianul se numește Herbert. Ia auzi ce nume. Da. Da. Și acum și-a luat o înfățișare, mai să fie cu jiletcă și pantaloni din aceea clasici, verzui așa și cu Păi tot verzi și a pus el verde, pantalonii verzi. cachi și cu clopul acela și cu cilindru, știi? Da. Da. Așa. Se numește Herbert și este om de știință. A, Eu este am un deștept. completat că este reptilian de știință, nu om. Da. Da. Ăsta, de asta a creat el atâtea clone? Împreună Cine cu Mantida? Adică am văzut prin clonele alea eterice că erau trei cu... gheara așa în sus, da, și are mâneca așa strâmtă, are strâmtă și are un fel de nasturi așa cu diamante și aici un volan, știi, volane așa, are o Da. bluză de mătase și spune armate de clone. Are, nu? Stai să deschid ușa, că țipă Deci, mufla la ușă. Când zice te că, deranjez. da, zice că sunt clonele pe care le fabrică sunt clone pentru clasa politică. Ai De înțeles? asta o clonă este acolo bodyguard la în Elveția? Deja una a Da. folosit-o. Da. Da, Dacă una de prin aici, de la noi. Că... absurd spune el, ipotetic vorbind, deci s-ar întâmpla ceva acelei persoane, ar fi imediat înlocuită. Prin transmaterializarea clonelor energetice. De-aia mai avea unii copii pe acolo, niște clone. Erau alea, erau în creștere. Da. Pepinieră, da? Da. Există un factor de accelerare, da? Da. Deci legarea telomerilor din ADN într-un mod în care corpul crește rapid. Deci crește într-o lună cât cresc oamenii în câțiva ani. Da, am înțeles. Deci toate le are pregătite aici, da? Și a făcut. Da, și reptila dă din barba probător, da, și Mantida este de acord cu toată. Toată lumea de acord. Da. Cristina, pe care îi canalizăm din ăștia? Pe reptilian? Că de Dacă nu Mantida vrei. m-am săturat. Da. Hai, te pregătești? Da. Număr de la 1 la 3, lași pe Herbert să vorbească. 1, 2, 3! Herbert, Da. ce faci acolo? M-am bucurat degeaba. De ce? Cum nu Adică te-ai... curat, vorba vine că noi nu avem. Adică îmi plăcea ideea să gust un pic din energia corpului energetic. Așa. Și ce se întâmplă? Da, m-a închis. Păi te-ai închis. Ce? Am crezut o canalizare, dacă vrei să fie canalizare, dar nu pui pelicule de Aha. astea între Nu, te lăsăm pe tine să te lăfăi pe acolo. un pic măcar, nu? Deci am Aha. crezut că fac un serviciu,
vin și vorbesc și îmi face un serviciu, dar nu așa. De este un serviciu, îți dai seama să vii să stai într-un corp fizic de om? Cum nu este serviciu? Nu stau într-un corp fizic. M-aș duce, dar hei, are barieră cu sigiliu. Asta este. Măsuri de... Tu cum faci aici? Uite câte clone ai făcut și aperi. Deci tu vezi lucrul ăsta, îl vezi un lucru negativ? Nu, vă dai Adică... astăzi, ia spune-mi, tu ce personalități politice aperi? Adică personalitățile astea au părți subliminale care, în slujba cărora, cu care ai tu contracte? Desigur că au. Da? Da. Toți? Toate personalitățile astea politice? Toți. Toți, dar toți sunt suflete. Da? Și cum ați reușit de la, i-ați prins pe toate sufletele astea să îndeplinească programele voastre? Ad literam. Deci nu îndeplinesc numai programele noastre, dar știi că politica este un sistem, da? Da. Sunteți mai mulți, da? Da. Ok. Tu ce rol ai aici în programul ăsta politicienii? Te spunem că am găsit o metodă și metoda mea este unanim acceptată și da, chiar dacă uzufructul acestei metode aparține încă echipei mele, să știi că este aplicată la scară largă, da? Ia gândește-te câte ființe umane se scutesc spre a fi ucise în aceste servicii, da? Este un serviciu periculos, deci lumea... Deci tu ce practic, aportul tău în acest program este siguranța acestor politicieni? Da, deci vârful acestui proiect este siguranța acestor politicieni de furimea mulțimii, da. Deci, păi de ce furia mulțimii? Ce fac ăștia? Deci un om de rând, da, deci un om din mulțime, cum îi spuneți voi, nu înțelege grijile care apasă asupra umelor unui politician. Deci el trebuie să țină o situație economică pe linie de plutire, o situație de liniște, este preocupat de integritatea granițelor, da? Care granițele în Europa nu mai sunt. Acțiunile acelei, chiar și cele care spunem că mai există. Deci acțiunile politice, economice, să nu lezeze interesele majore de grup. De grup, așa. De grup, da? Deci nu interesele, interesele populației, marii majorități a populației, unde se găsesc în proiectul ăsta? La nivelul la care este populația, ca și structura. În baza căror criterii alegeți oamenii care sunt conducători? Pe baza liniei de sânge. Dar mulți, de exemplu, la noi prin România, după ce s-a renunțat la vechea orânduire aceea comunistă, nu prea mai era familii de sânge. Ce glumă bună, uite, actualul vostru președinte, deci are sânge din familia Hohenzollern. Dar bine, actualul și ceilalți? Foarte puțin de știu asta. Deci este o rudire în cruce, da? Deci nici nu știi cu care familie dinainte s-a rudit. Am înțeles. Și reîncarnarea cu este. Da, am înțeles. Deci oricum, dar au fost băgați în față și apoi aleși de popor cu foarte multă grijă, da, de către voi, entitățile. Alegerea? Ce este alegerea? Da? Ce este bine, alegerea? Alegerea este un... Deci, sunt câmpul de influență, cum să spun. Deci este ca și cum este un meci contrafăcut, da? Deci eu știu dinainte care echipă o să câștige pentru că ea trebuie, pentru că asta este ordinea firească, da? Ca cum ea acționați voi pentru a influența masele? Psihotronic. Control mind? Psihotronic, da. Psihotronic, așa, dar folosiți și mijloacele media, da? Da, ca să dea impresia de concurență. De concurență.
Mijloacele media, știi că eu stau vecină cu mine, e un patron de televiziune care nu mi este dragă. Mie. Televiziunea nu ți-e dragă sau patronul? Nu, patronul și televiziunea, linia acestei și televiziuni. Atunci ai văzut și paza lui, da? Prea se vede mascată, că e undita mai gardu și undita mai domeniu, da? Da, Prea se ți-ar vede place nimic. să te uiți prin gard sau peste Nu, gard, nu? n-am nicio curiozitate, nu mă interesează E, averile dacă există unora și ceva, altele. ceva care v-a pierdut în lumile astea, este curiozitatea voastră Nu sunt orbită. curioasă de niciun fel, da? De-aia zi, ai vreo clonă și pe aici, pe la patronul ăsta de televiziune? Păzești tu? Tu sau Nu, voi? nu din cazul ăsta de care Nu din cazul discutăm, ăsta. dar am doi oameni infiltrați acolo, da. Auzi, dar vorbim de cazul nostru, da? Deci tu ești în acest proiect, ești cu firma de pază, da? Să zicem. Și cu crearea, da. De când stai cu partea noastră subliminală? De când e în proiectul ăsta? De câte vieți? Hai, de 16-18 vieți. Oho! Ce să-i faci păcatele dacă noi trăim mult față de voi? Auzi, dar de ce l-ați... Și Uite, apoi... ultimele două vieți l-ați scos... A ieșit partea subliminală din corpul fizic și l-ați incarnat imediat. De ce? Ați procedat așa? A, nu vreau să obosim. Da? Da, Nu vreți n-are să nici folos înțeleagă, să... să dezmeticească, nu vreați. De ce nu vreați să se dezmeticească deloc partea asta subliminală? Cum să nu se dezmeticească, dar era mai bine să facem fanfara de la acele false consilii, cum le spuneți voi. În fond și la urma urmei, acțiunile noastre sunt mai sincere în felul ăsta. Păi și la de ce faceți totuși și fanfarade? Adică de ce nu procedați așa, cu toate părțile subliminale, ieșirea din fiecare viață? Deci să spunem că unii au capacitatea de a-și aminti și alții nu aia au. Și cei care au capacitatea de De a-și a-și aminti aminti cum este trebuie... partea noastră subliminală, da? De aici trebuiau băgate imediat, în alt corp. Așa? Nu. Da. E totalmente eronat ceea ce spui. Da. Exact acele care au capacitatea de a-și aminti, li se face consiliu ca să fie convinse. Aha, să fie convinse de contrariu ce își amintești. Da. Da. Am înțeles, ok. Deci partea asta subliminală nu avea capacitatea să-și amintească. Nu mai avea. Nu mai avea. Că a funcționat bine, au funcționat bine Și ce programele. trebuie să-ți amintești, da? Dacă tu te naști bebeluș, da, și tu știi să rezolvi probleme de fizică cuantică, se mai numește viața aia? Ok. Aici ce trebuia să fac? Ce făceați cu viața, cu partea asta subliminală până la sfârșitul acestei vieți? Ce trebuia, ce karmă trebuia să îndeplinească? Să-ți răspund politic, să-ți Îmi răspund răspunzi sau să spun sincer. sincer, spunem, uite. Să o facem harcea parcea. Așa. Și apoi, ce aveți de gând în viața următoare? Apoi știi tu, viață după viață slăbește și mai mult partea subliminală. Până când o împărțim de tot între ceea ce spune a 3-5-8 și s-a terminat. Fiecare cu bucata lui, în planul lui, în densitatea lui și bună ziua! Bună ziua și așa. Ia să vedem care partea subliminală să-ți spună ție ceva acum. Număr de la 1 la 3 și mă lași cu Cristina. 1, 2, 3. Cristina. Da. Ce zice partea subliminală? Ce vrea să facă cu... Atâta s-a făit, Herbert. Meșteguștul, da? Era foarte neliniștit. Da? S-ar fi întins un pic, da. Păi cum aștepta? N-ai văzut ce dezamăgit că l-ai pus în Da, el construcție? se credea că
îl aduc pe alea în pește, Găsise vreau și unde, da? anulez și da, și el se întinde, da, peste tot. Da. În primul rând n-ar fi rezistat dacă mărea Da. energia, îl pocneam pe loc, știi? Nici măcar n-are conștiință să, cum să se teamă de stările astea oscilante a noastre, da? Deci partea subliminală a rămas, cum să spun, cu gura căscată, practic, de ceea ce a recunoscut reptilianul, da? Ce vrea să facă partea subliminală? Să șteargă contractul cu rasa reptilelor de la prima dată când ne-a întâlnit în fața ochilor și până acum. Ok. Să ceară contractul. Ce mare e. Este ca un sul de imprimantă din aceea de mult, de vreme. Și tot se învârte, tot se învârte. Făcut cu un balon din acela de paie rotund mare, știi? Și i-a spus să ceară să-l concentreze. Așa, acum s-a făcut o sticlă, să spunem, din chel. Da. Cum erau pe vremuri, așa, de grosime, știi? Așa și partea noastră subliminală a băgat degetul energetic și ca și cum a băgat în priză, înțelegi? Și cu, deci citește. Da. Nu trebuie să citești cu gura sau cu ochii aici. Îl cântărește, Da, practic, da, da? da. Da. E tot? Spune reptilianului să se pregătească, să-i ambaleze toată energia. Să aducă culoanele în față, nu contează care la ședință, nu-l interesează. Așa, a tăiat brusc legăturile cu clonele și își retrage aspectele care Da. țin clonele viabile, da? Și la cele eterice și la celelalte. A intrat în timp de alertă, știi, Da. reptilianul. Da. A Și Mantida șuierat, avea și ea pe acolo. șuierat asta, cum să spun, dat fiind că la ea studiile sunt statice, da? Și nu kinetice, cum sunt la reptilian, Da, da. așa, deci este mai rezervată. Ah, ok. Spune că s-au cam săturat de acțiunile sufletelor care tot mai des în ultima vreme strică contracte și spune nu știe în ce direcție o să meargă toate treaba asta până la urmă, unde va duce, pentru că sunt pierderi mari, sunt, cum să spun, deci o acțiune în univers spune cât de mică și un deget dacă îl miști, deci creează reverberație în tot universul, bine că în zona noastră, știi, mai stau înăuntru, se întorc așa reverberațiile, dat Da, fiind că se duc și se sunt întorc. Brâul unenea, brâul de așa de netrecut, cum ar veni, Da, al bariera. energiei primare, bariera. Așa, dar E supărat, da? spune, să spunem, o stare de flegmatico-iritativă. Da. A dat tot contractul? Da, reptilianul, da. Ok. Să dea și Mantida acum să scăpăm și de ea. Nu se poate spune, adică îi stricăm clonele și retrage ADN-ul, deci munca e practic de o viață raportată la sens omenesc, așa, și acum îi reziliem și contractul, că în fond și la urma urmei ce se întâmplă, spune, până la urmă, ea omoră clonele, gata, haide că nu-i mai face altele, dar spune, tu crezi că voi aici în bazinul ăsta care L-am reprezintă descris. pământul cu sfera lui, da? Ah, nu un Așa, deci bazinul locul unde local. este, unde deci nu suntem sortiți și meniți ca să avem un ADN întreg și original, da? Și atunci, dacă nu vine ea, vine alta. Am fost și la urma urmei, ea se cunoaște de mult cu partea subliminală, da? Deci, spune, este mai bine să stau eu, care știu deja să o crutesc, să Care știe deja cu anumite toate reacțiile părții să este subliminale bine și să cum să o vină un căpăcească. lup, da, să este bine să vină un lup flămând care va face dezastru, spune. Să dea Și, deci, contract cu tot. Ăla, privește, fungul. da, partea subliminală în ochi,
cum ar veni și se așteaptă să vadă supunere și teamă, dar toate astea au plecat, bye bye, tai tai, așa de la De la partea partea supunerii. subliminală. Astfel încât este silită să dea contractul, da? Deci ce? Ei dau fragmente de contract. Deci colaborarea cu rasele lor este mult mai veche decât închipuiem și deja am văzut asta în memoriile părții subliminale. Hai să ștergem ce avem aici, ce ne-a dat. Da. Să ardă partea subliminală. Să ardă și viretoa aia, structura ce era. Da. Clonele le ars și pe astea tot ce este, nu mai rămâne nimic. Să-și tragă și toate esențele sufletești, vine o esență și se pune deoparte. Un aspect, de fapt, las, spune-o ce-i cu ea. Așa, deci toate se așează ca piesele de puzzle, se intră prin plasă, se purifică. Una a rămas deoparte pentru că a oprit o parte subliminală, pentru că este conectată cu o viață, da? Deci vine dintr-o viață de undeva, da? Bun, și o curăță, o purifică și cum ar veni ne urcăm călare pe ea. De unde vine, înțelegi? Așa, și ne întoarcem în acea viață. Este o viață în afara realului Terei. Este o planetă, ei spun porecla că este planeta vânturilor, pentru că bat niște vânturi cumplite care dezintegrează tot și toate. Pe jos este, cum să spun, o piatră cum este granitul, bazaltul la noi, lucioasă. Este Tare. fir de praf, este un nor, da? Un nor și face un fel de tor, se duce la cum ar veni, la celălalt pol al planetei, ca apoi iar să curgă și iar să... Să fac Da. măture. Da. Este o entitate aici, așa, care este poreclită, cum ar veni, urgie. Am mai dat noi de urgie. Parcă prin Da. vreo sesiune, da? Așa. Și entitatea asta numită urgie, deci acțiunile provoacă vânturile astea, da? Se pare că sufletelor, esențelor, ce suntem, nu le place această entitate, pentru că depărtează structurile și introduce elemente străine, cum ar fi firul acela în scoică care devine perlă, să spunem. Cam așa se întâmplă, da? Deci, până la urmă, ființa în sine care ajunge în arealul ăsta al vânturilor este adusă sau trece și este captată, cum să spun, scapă de aici, dar nu mai este aceeași. Are Adică a ceva. rămas oricum un aspect acolo, dar i-au Să-l luat. dau o însemnătură. Nu, aspectul i-a rămas pentru că urgie nu lasă niciodată să plece tot. Deci are o panoplie foarte bogată. Închipuiți-vă o sală subterană ca o peșteră imensă cu un tavan foarte înalt. Sunt niște stâlpi care mai degrabă seamănă la stabilopoz decât a stâlpi și este tare fumuriu, parcă este afumat puternic acolo din cauza depunerilor, știi, de ceea ce creează mișcările lui urgie, da? Da. Și atunci sunt aduși aici de undeva, nu vin de bunăvoie, n-au căzut în capcana electromagnetică care există în jurul. Pare mai mult o mini-galaxie decât o... Și aici unde suntem este centrul ei, da? Ca o gaură neagră, să-mi zică, se întâmplă. Dar nu că e o gaură neagră. Este mai mult o spirală. O spirală. Da. Cristina, hai să mergem atunci mai departe, să vedem de unde a venit, au fost aduși părțile subliminale. Ce și amintește partea subliminală? Lupta. Da. Deci,
un gen de luptă clasic, cum era la noi neavul mediu cu cai. Dar instrumentele de luptă nu seamănă deloc cu cele terestre pentru și nici cai. Nu seamănă pentru că caii au un fel de urechi mult mai mari și de formă ca oamenilor, dar un pic mai ascuțite. Așa au acel păr lung și au 6 picioare. Și deci au două cozi și fiecare coadă acționează după direcție independent, deci fac niște sărituri acești cai ciudați, da? Și deci solicitantul deci Da, peste esența partea subliminală. în această viață, da? Deci are un fel de mască, ca o mască mortoară pe toată fața, știi? Foarte dreaptă așa și cu niște embleme aici și conduce o hoardă de luptători. Este în partea subliminală foarte interferată și agresivă în această viață. Doza de agresivitate este foarte mare, da? Deci este, să spun, deci au un fel de arme sonice, să spunem, da? Atât de rău izbește sunetul acela, de parcă taie corpurile și el este afectat, pur și simplu. Deci se vede cumva tăiat, ciopărțit, știi, oblic așa, de la brâu în sus, jumate este jos, dar este conștient, jumate este sus pe cal și se zbate prins de acel, are un fel de, cum este șaua, la, și strigă ajutor. Partea aceea conștientă n-a murit. Cred că organele acelui corp nu sunt chiar la fel cu a noastră. Văd niște ciudățenii în plus, așa, în secțiunea corpului, știi? Iar sângele care curge este vinețiu. Ovaliu este, nu este roșu ca cel terestru. Probabil elementele din atmosferă dau culoarea asta oxidându-se. Așa, Așa. și ceea ce vine și îl ajută, îl adună, deci este un sauroid mare cu aripi. Deci ia calul cu totul, în ghearele din spate și în ghearele din față restul corpului, da? Și îl duce, deci suflă un fel de vânt în față, care de fapt este un gaz care îl adoarme și îl duc și îl reasamblează, da? Dar până să fie funcțional, trec ceea ce înseamnă 20 de ani terestri. Da. Deci erau niște corpuri, înțeleg, făcute de acele entități, Da. sauroizi sau ce or mai Da. fi, care au reușit să prindă părți subliminale în aceste corpuri, Da. care Da. le-au folosit în luptele astea, da? Deci văd o planetă înainte, de unde vine, adică Da, înainte asta merge, zic, mai în față. dacă îmi permiți, da? Deci văd o planetă de umanoizi, dar arată cum arată subnutriții din Africa. Este secetă pe planeta asta, o secetă cumplită și totul parcă se pietrifică în jur, da? Și nu mai este soare, nu arde un soare aici, ci este un fel de lumină roșie care pârjolește totul, știi? Și ei sunt numai piele și os și vin delegații și preiau pe cei care vor să plece să se salveze. Spune, partea subliminală spune, dacă știam, rămâneam și muream, practic. Spune, vezi că frica asta de moarte, de necunoscut, practic, se propagă și în alte lumi, nu numai pe Terra, da? Deci se știa din alte părți. Ei întotdeauna mai făcuseră lucrurile care le-au aplicat aici, acolo, la noi, știi? Și deci este recoltată, dar în mijloc planeta asta,
are pus iarăși un sistem de vânturi din tolba lui Urgie, știi? Ăsta a terminat schimbarea, picăturile de apă în loc să se întoarcă prin în condens circuit. Și în circuit, deci sunt împrăștiate în afară. Și toată acea apă care tot fuge, deci este captată într-o pungă mare energetică cu mult deasupra, da? Până au captat aproape ultimile picături și populația asta, rasa asta, este gata să moară. Și vin sauroizi? Vin salvatori. Da. Da, sauroizi sunt, da. Ei văd în forma lor adevărată populația? Au și ei Agonizantă? Au și ei niște ființe și uite că mai trăiesc, dat fiindcă reptilele ca și rase pe orice planetă Da. sunt, deci supraviețuiesc. Da. Unde este apă puțină, da? Și deci este ca și cum e ceva familiar, dar la scară mult mai mare, da? Deci Ok, nu prea oricum ei sunt disperați aici și aleg. Ei au spus că au mai venit în zorii civilizației, așa și deci și pe ei alți creatori i-au luat când erau reptile ca și ăștia și au făcut cum sunt acum. Ce minciună! Așa, și partea noastră subliminală alege să meargă, da? Cu ei. Din cauza condițiilor cum ar veni de acolo, deci multe creiere sunt, să spunem, lichefiate. Și deci merg în dorul lerii, adică din inerție, nu că au o alegere de Cât făcut. sunt, Cristina? Câți captează de aici? Câți eu? Deci mie cifra vine de 11 milioane și ceva. Destui! Îi ia cu nave? Cum îi ia? Da, sunt preluați cu nave. Ok. Hai să transmită Deci, partea noastră subliminală informația întâi. Preferați cei care sunt cei mai descompuși, detracați, știi? Da, că nu adică mai înțeleg nimic. Creierul mai e... ușor manipulabil, da. Da. Se transmite informația, partea noastră subliminală, la toți ei de acolo, de pe planetă. Deci ei le spune că vin să ia lor zi de aur. Deci salvatori. Ideea asta cu salvatorii peste tot este propagată. Așa, să dea informația din viitor la toți și partea subliminală cred că alege ca să nu plece, da? Și să își părăsească acel corp. Acolo în punga aia este transformată, este, cum să spun, sub o formă de ca un oxid carbonic, așa îmi vine și mi-e foarte sete mie, așa că stai o leacă să-mi pun un pahar de apă astral. Păi da, Nu dar mai nu m-am apă de aia de uscat oxid carbonic, și Cristin. nu, și nările mi Așa. s-au uscat tot. Lasă-mă Haide, să fă. desenez, mai ales. Gata, am băut apă. Da? Te-ai hidratat? Da. Ok. Deci, partea subliminală ce alege? Alege să nu mai meargă cu ăștia, salvatorii lor ziaurii sau cum erau, și să-și părăsească acest corp, da? Da, este o echipă de trădători care deschid niște porți cu niște coduri. Înțelegi și bagă toată această interferență tot dintre ai lor. Da, da, pe Trădători de urgia, neam, da? Da, pe urgie și pe tovarășilor. Deci să atragă atenția asupra acestui precedent, da? Da. Și să arate celor de atunci că se va ajunge la situația asta. Da. Ce se Bun. întâmplă? Există un conflict de interes, deci nu mai sunt toți de o parte. Da. Începe să-și
pun lumea întrebări, lumea de acolo, întrebări. Da, ok. Lăsăm pe cei de acolo, Cristina, suntem cu partea noastră subliminală. A ieșit din corpul acela și a șters toată linia temporală. Știi cum da? înseamnă, se numește planeta? Planeta? Osteco. Osteco. Din constelația? Hipboren. Hipboren. Da. Așa. Este din centura lui Magellan. Da? Din clausterul 38. Așa. Toată zona aia a fost Distrusă. curățată cu vânturi. Da, Urgia. Multe lume. Da? Da. Așa, Chris. Suntem cu partea subliminală. Da. Și-a distrus linia, da? Deci a dispărut linia dacă a ales să nu meargă cu aia. Da. Să știi că se aude foarte valat. Da, și eu te-am auzit pe tine un pic. Da. Hai să declare, Cristina. Să-și declare Deci, independență. Și șterge toată linia temporală, da? Păstrează numai ceea ce trebuie trimis în conștiință. Își ia matricea originară și venim în prezent, fuguța. Așa. Vă aduc eu, Am ajuns. Cristina? Am ajuns. Bine. Da. Am folosit un tobogan. Bine. Este cam neplăcut pentru noi părțile subliminale, dar m-am grăbit. Ok. Așa, deci de aici, din prezent, practic, de unde ne-am întors, el sparge toate matrițele care au fost făcute vreodată, își extrage din nou dacă mai sunt ADN și esențe luminoase de oriunde și face un sistem de purificare și de reintegrare și de reechilibrare. Anulează, spune, orice contract făcut în orice timp, spațiu sau loc, pe orice linie temporală din trecut, prezent sau viitor, adevărată sau falsă și din afara bulelor timpului, cu orice ființă de joasă vibrație sau de vibrație mai înaltă, care nu are ca interes cel mai bun interes al părții subliminale. Taie și toate legăturile de pe această viață, anulează și toate conotațiile karmei prelungite. Este o Da, chestie aici, știi? da. Dai un consiliu unde să te duci să anulezi ceea ce este, vezi? Așa? Bun. Își pune matricea peste cea din viața asta, elimină toate codurile, toate firele de întuneric, își reechilibrează toate structurile acum, Da. își armonizează relația dintre suflet, conștiință, parte eterică cu corpul fizic, își aliniază mintea fizică la mintea inimii energetice, își așează chakrele și le aliniază și își face torul de energie, elimină orice rezistență. Acum își șterge toată influența câmpurilor morfice nebenefice, de la concepere până la vârsta actuală. Își anulează toate planurile de viitor începute, segmentate și neterminate, pentru că și-a împrăștiat foarte multă energie sub această formă. Își purifică sângele și plasma de semnătura nebenefică a substanțelor chimice, a lui 5G, a covrigului și așa mai departe. Așa, declară suscitare că nu vrei să fie cipat și vaccinat. De acum așa spun la fiecare parte subliminală. Okay. Și toți grămadă. Da. Da. Așa. Să-și Bun. Activeze programul de ieșire din Matrix. Da. Și l-ai activat și implementat. Și să și acum să curețe casa. Da. Are niște simboluri de pe la formații drăcești prin casă. Să aibă grijă ce pune pe pereți și ce, cu ce umblă, da? Formații de muzică, și zici. Se uite. Da, deci sunt simboluri. Rock Știi tu. și ale.
ele lui. Da, și da, sunt stilizate Da, unele. da, da. Da? Tot acolo duc. Da. A avut și influență. A Da. treia entitate care era, nu era un lux sau, deci lux și era de ăștia care apăreau sporadic. A treia Da. entitate era dracul demoniac, care Mm. n-a avut treabă viețile astea. De asta nu l-am întâlnit, dar nici nu mi-a lipsit, sincer să spun. Nu. Bun, și-a curățat casa. Da. Și acum să A meargă în fost. canalul la... Eh? Sì, da. Da, Canalul Abundenței canalul de. Benefice. Da. Să-și aducă tot ce este nevoie, astfel încât să-și construiască liber viața de acum încolo cu hotărâre. Să-și găsească abilitățile. Regăsească. Da. Nu mi-am spus? Cristin? Tekken. Tekken. Da. Ok. Cristina, acum ne despărțim părțile eterice, a mea de a ta, de a părții Da. subliminale, le curățăm. Eleonora, tot ceea ce se întâmplă este un atac energetic, da? Da? M-am bucurat să pot ajunge până în punctul ăsta în care să-mi pot desfășura închidere.